regulile de funcționare a instituțiilor de învățământ se schimbă din mers. Astfel, Comitetul Național pentru Situații de Urgență a decis că școlile nu se vor mai închide în funcție de rata de vaccinare în rândul cadrelor didactice, ci în funcție de gradul de ocupare a paturilor destinate pacienților COVID la nivel de județ. Școlile vor funcționa cu prezență fizică a elevilor în județele în care rata de ocupare la nivel județean a paturilor de spital destinate îngrijirii pacienților COVID-19 este de cel mult 75%. În cazul în care paturile COVID din spitale sunt ocupate în proporție mai mare de 75%, școlile din județul respectiv trec în sistem online. Pentru a se redeschide școlile în aceste județe, gradul de ocupare a paturilor COVID în spitale trebuie să scadă sub 70%.